Dosarul numărul 630D pe 2014. Bulumac Petru Cristian, în calitate de membru fondator al Partidului Pirat România, Cucu Ionuț Valentin, la fel în aceeași calitate, Mărgineanu Claudiu Nicolae, Partidul Pirat din România. La apelul cauzei se prezintă Cucu Ionuț Valentin și Mărgineanu Claudiu Nicolae în calitate de autor a excepției și reprezentanți ai Partidului Pirat din România, lipsind celelalte părți față de care procedura de citare a fost legală îndeplinită. Dosarul se află la primul termen de judecată și privește excepție de neconsultate dispuse articolului 19 alineatele 1 și 3 din legea partidelor politice numărul 14 pe 2003. La dosar, Asociația pentru Minți Pertinente Amper a depus un document intitulat Amicus Curie, prin care prezintă o serie de date cu titlul de argumente în sensul susținerii excepției de neconsultate. Da. Deci, noastră sunteți reprezentanții. Suntem cei care, suntem grupul de inițiativă, nici nu știu cum să-i spunem, legea nu prevede, cei care vrem să înregistrăm un partid politic la Tribunalul București. Un grup de oameni care avem afinități elective și am hotărât să formăm un partid politic. Eu sunt fondatorul, primul care a avut această și care a întocmit statutul și... Dar nu aveți personalitate juridică. Păi, ca să avem personalitate juridică, trebuie să trecem prin tribunalul... Asta ați făcut acest proces în nume propriu, nu în numele partidului. Noi nu putem face un proces în numele unei entități care nu este registrată. Asta vreau să lămuresc, pentru că aici a figurat ca autor excepției Partidul Pirat, nu? Da, această asociație, dacă doriți, este în curs de înregistrare cu statut de partid politic la Tribunalul București, urmându-se formalitățile și procedura de acolo, procedura fiind suspendată cu ocazia ridicării excepției de neconstitutivitate la Curtea Constituțională. Iar dumnealor sunt un comitet, într-adevăr, de aproximativ, dacă mi-aduc aminte bine, 12 membri fondatori, alături de alți membri activi care au solicitat și au depus toate documentele la Tribunalul București în vederea registrării partidului politic pe care îl constituie. Și acțiunea la tribunal cine a formulat-o? Cerere. Cererea este depusă de către Partidul Pirat din România în cadrul procedurii de înregistrare a unui partid politic, așa cum prevede legea 14 pe 2003. Examina și aspectele astea. Poftiți să aveți cuvânt. Anul trecut, când am înaintat Tribunalul de București cererea pentru înregistrarea Partidului Pirat în România, cerere redactată conform legii și însoțită de toate anexele impuse de lege, mai puțin lista cu datele personale și semnăturile a 25.000 de susținători, așa cum prevede articolul 19 alineatul 3 din legea partidelor 14 pe 2003, am știut că vom ajunge aici. Pentru că tribunalul nu este o curte unde se face justiție, ci o curte unde se aplică legea. Dar cum legile unui popor sunt emanații al unor instanțe trecătoare și supuse intereselor conjuncturale, dictate de nevoi mai mult sau mai puțin universale, există oricând pericolul strecurării unor nepotriviri, neconcordanțe sau abuzuri. Așa cum este și cazul acestei legi. Iată pentru ce, în căutarea justiției, noi am ținut să ajungem în fața noastră, singura instituție abilitată. Cerem îndreptarea unei legi care, prin caducitatea ei, oprește grosolan dezvoltarea societății, alungă toate posibilitățile de inovare și condamnă definitiv România la o stare de vasalitate în fața nemișcării. Țara noastră, domnilor, este o fată frumoasă care se află, din păcate, într-o pădure adormită. Suntem conștienți că onorata curte este pe deplin informată în legătură cu toate aspectele care țin de legislația partidelor politice în Europa și în restul lumii. Din acest motiv vom prezenta pe scurt, într-o enumerare minimală, câteva argumente care vin în completarea celor scrise în cererea noastră depusă la Tribunalul București. 1.
Sunt trei aspecte care vrem să le amintim aici. Legea partidelor, în actuala sa formă, impune ca cererea de înregistrare a unui partid politic să fie însoțită de listele cu datele personale și semnătura a cel puțin 25.000 de susținători. Despre felul în care se obțin datele personale, se păstrează și se manipulează, această curte a făcut aprecieri în deciziile 440 din 8 iulie 2014 și numărul 17 din 21 ianuarie 2015. Suntem convinși că toate aspectele în ceea ce privește datele personale sunt foarte bine cunoscute de dumneavoastră. Pe de altă parte, ceea ce este foarte rău în această lege, această cerință a dus la dezvoltarea unei rețele de meseriași ai colectării de date personale. Noi am, prima dată am început prin a încerca să culegem aceste 25.000 de semnături. Când am văzut cum se face, am renunțat și am ales această cale. Aceste date personale sunt culese din diverse baze de date. De exemplu, abonații Cel Gros. Semnăturile fiind apoi grosolan executate în laborator. Prin anii 90 se lua din cimitir datele. Din cimitir. Acum se iau și costă între 1 euro și 4 euro o identitate. Printre beneficiarii acestor baze de date putem găsi inclusiv partidele politice active în prezent. Legea permițând, cerând așa ceva, trezește în om ceva rău. Nu îndeamnă să facă lucruri necurate și să cumpere ceea ce nu poate obține, pentru că nu ai cum să obții 25.000 de semnături umblând prin țară cu un caițel în mână. Care drept credeți că este afectat? Cunosc un partid politic din România care a plătit 100.000 de euro. Nu, care drept credeți că este afectat prin această dispoziție? Dreptul legal? La liberă asociere, fără. Deci eu nu pot să mă asociez cu cineva trebuind să cumpăr ca să pot să mă duc. Asta deja e comerț, nu e liberă asociere. Dar să explic mai departe. Mai sunt două puncte. Vă rog. Dreptul la asociere a fost la origine absolut. A fost 150 de ani când s-au apărut primele partide politice, nimeni nu cerea cuiva să meargă să se registreze. Nici partid, nici asociație, nici cooperație, cum au apărut ele în secolul XIX. După al doilea război mondial, experiența nazismului a impus o limitare. Deci, un drept absolut care a fost limitat foarte simplu după al doilea război mondial datorită tezelor naziste. Și în felul acesta, partidul din Europa, oricare partid din Europa merge la tribunal să se registreze, promițând că nu va agrea manifestările urii de rasă, clasă, etnie sau orientare sexuală. Aceste condiții au fost adoptate de toate țările europene, dar nici una din ele nu a corupt acest drept, într-atât încât legalizarea unui partid să fie condiționat de o repartizare teritorială a susținătorilor sau de vreo cantitate care depășește numărul de locuitori a unui orășel. Gherla, de exemplu, are 21.000 de locuitori. De ce dați exemplu ăsta? Dau exemplul acesta pentru că o libertate absolută înseamnă... Un exemplu cu orașul. Pentru că este foarte greu să aduni... Nu, orașul care l-a spus. Pentru că sunt din Cluj și Gherla e... Cunosc numărul de locuitori din Gherla. Eu sunt din Gherla. Credeam că știți asta de a spune. Nu, dar acum dacă mi-a spus, mi-amintesc că știam. Dar nu asta a fost, pur și simplu știam numărul de locuitori. Are mai mult acum de... Asta e... Nu. Turda are vreo 40.000. Avea 700 când l-au făcut armeni. A, bine. Da, acum au plecat masiv, să știți. Continuăm. În aceste condiții, textul articolului 40 din Constituție, care spune cetățenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate și în alte forme de asociere, ne pune în situația de a analiza definiția termenului liber și modul cum este el înțeles. Am scris aici definiția din text, nu cred că e cazul să o citesc. Da, cred că ajunge cât ați prezentat. Vă mulțumim, poftiți, domnul procuror. Domnule președinte și onorată curte, problema ridicată de autorii excepției este aceea a începe măsură, datele culese și aceste sunt protejate de
legislația, legea partidelor politice, sunt prevăzute numai a fi îndeplinite cerințele articolului 19 alineatul 2, în sensul depunerii acelei declarații a persoanei care s-a ocupat de colectarea datelor, declarație care, prin care să se și autentifice, să fie autentificate semnăturile, listele cu semnături astfel depuse. Ceea ce trebuie să înțelegem este că această protecție a datelor cu caracter personal nu trebuie făcută neapărat prin dispozițiile legii 14/2003. În România există această lege a datelor privind a datelor cu caracter personal, atât în ceea ce privește prelucrarea, stocarea, cât și schimburile datelor cu caracter personal. Mă refer aici la dispozițiile legii 677/2001. Dar protecția datelor cu caracter personal se poate, este asigurată și garantată inclusiv prin mai multe dispoziții prevăzute în codul penal, mergând de la falsul în declarații, falsul privind identitatea și așa mai departe. Trebuie să mai reținem că în privința constituirii unui partid politic, suntem în prezența într-adevăr a unui drept de asociere care constituie o prerogativă recunoscută cetățeanului, a cărei valorificare este expresia manifestării de voință conștientă și liberă a acestuia în considerarea unor rațiuni comune de natură ideologică. În acest caz, întocmirea acestor liste se face cu acordul persoanei în cauză. Prin dispozițiile articolelor 19 alineatul 1 și 19 alineatul 3 se cere pe de o parte acea listă cu semnăturile de susținere, dar și o listă a membrilor fondatori, tocmai pentru a se verifica în ce măsură noua asociație este reprezentativă atât teritorial cât și printr-un raport, un procent din totalul populației României. Ceea ce vreau să mai spun este că instanța, din punctul de vedere al instanței, al legiuitorului chemat să se pronunțe asupra îndeplinirii condițiilor de înscriere a unui partid politic, instanța reprezintă o autoritate publică, iar dreptul instanței de a verifica aceste semnături, a acestor date, deci de a avea acces la aceste date, cel puțin l-am găsit în dispozițiile articolului 8 din aceeași directivă 95/46 a Comunității Europene, unde avem excepția de la acest articol 8, alineatul 2, litera E, unde zice că atunci când prelucrarea se referă la date care sunt făcute publice de persoanele vizate în mod manifest, și mă refer aici la rețelele de socializare sau mass media, sau acestea când sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție, nu trebuie respectate întru totul aceste restricții privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Desigur că este de dorit ca legiuitorul să îmbunătățească dispozițiile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dar aceasta este problema legiuitorului și urmează ca dumneavoastră să apreciați în ce măsură criticile formulate astăzi de cei doi reprezentanți, Marginan și Bulumac, pot fi primite pentru a declara neconstituționale aceste dispoziții legale ale articolului 19 alineatul 1 și respectiv. Rămâne în pronunțare, ne vom pronunța astăzi. Alte cauze? Pot să depun textul acesta? Vă rog. Deci nu mai este nimeni în sală a cărui cauză nu a fost strigată.